Jack din Shaolin Showdown este un personaj puternic și cu toate că se întâmplă de multe ori să nu o arate, el demonstrează în multe situații că este mai înzestrat decât pare așa la prima vedere. Dar cât de înzestrat este de fapt Jack și de ce reușește el să fie atât de puternic încât reușește chiar să cucerească și lumea? E bine, are un secret și anume că a rupt două butoane de like și pe cel de subscribe aici pe canal pentru a avea parte de mai multe teorii din desene și puteți face și voi același lucru. Jack Spicer a cucerit planeta, and that's a fact. Având în vedere că totuși călugării Shaolin erau destul de puternici, Jack a reușit totuși să le facă față și să cucerească în același timp planeta. Cum a reușit să facă acest lucru însă? Sunt câteva teorii care vorbesc despre acest lucru. Întrebarea asta este destul de evidentă, în sensul că Jack avea și mulți rivali, adică nu doar el voia să cucerească planeta, ci avea și dușmani care, aliați slash dușmani de fapt, care și ei aveau aceleași planuri de a cuceri planeta. Având adversari ca Chase Young sau ca Hannibal Man, lucrurile nu prea păreau așa a fi în favoarea lui Jack. Dar în același timp Jack era foarte inteligent, adică găsea multe modalități de a face față tuturor problemelor cu care se confrunta și chiar reușea să facă acest lucru într-un mod foarte benefic și foarte bun pentru sine. Și nu m-ar mira ca acesta să fie unul dintre motivele pentru care Jack practic ajunge să cucerească lumea. Chase Young și Hannibal Man au fost și ei foarte puternici în această lume din Shaolin Showdown, aceștia fiind un threat mare pentru planetă. Hannibal era cel la care probabil te așteptai să cucerească planeta. Chase era și el foarte puternic și cu toate acestea nu a fost el cel care a cucerit planeta. Cu toate că lipsa lui Omi poate că a avut un efect foarte mare asupra personajelor, adică poate că ăsta a fost motivul pentru care Jack a reușit cumva să cucerească planeta, totuși nu prea sunt așa multe motive pentru care să crezi neapărat că Jack ar avea puterea și dorința necesară de a cuceri practic planeta, dar da, acest lucru a fost posibil, el practic a cucerit planeta, dar această teorie cumva se leagă de ceea ce am mai vorbit în trecut despre Jack și anume că e posibil ca el de multe ori și multe situații să se fi oprit, adică să nu-și fie arătat adevărata putere, să fi preferat chiar să piardă în multe situații. Nu dorea să câștige niciodată, deci el cumva i-a lăsat pe toți să îl bată și să-și bată joc de el și așa, pentru că el era prea deștept ca să joace efectiv jocul celorlalte personaje. Iar, na, e posibil că atunci când chiar și-a dorit să cucerească planeta Pământ, să fi reușit acest lucru, pentru că și-a dorit chestia asta și și-a folosit potențialul 100%. Jack nu a fost niciodată un personaj slab, deși el arată acest lucru mai mereu de-a lungul seriei și e posibil așadar, conform acestei teorii, tocmai ca Jack să se fi lăsat înfrânt de multe ori și să-și fie arătat adevăratul potențial doar atunci când era într-adevăr voie de acest. Un astfel de moment a fost cucerirea planetei, motiv pentru care Jack s-a folosit de toată puterea sa. V-am mai spus eu și în primul clip în care am vorbit despre Jack că ideea este că sunt dovezi clare de-a lungul seriei că el nu se folosește 100% de puterea sa și într-adevăr aceste dovezi ar putea susține și această idee cu privire la faptul că el a reușit practic să cucerească lumea de unul singur, pentru că s-a folosit pur și simplu de abilitățile sale și probabil cu viclenia și basically inteligența sa i-a putut păcăli pe ceilalți vilani și astfel el a ajuns să devină conducătorul planetei și na, acest lucru este destul de obvious așa, pentru că chiar asta reușește să facă, să devină cel mai puternic de pe planetă, iar na, din punctul ăsta de vedere Jack a reușit acest lucru. Voi ce spuneți despre această teorie? Credeți că Jack a avut un potențial ascuns mereu? Puteți lăsa un comentariu mai jos și vom mai vorbi. Și bineînțeles, dacă v-a plăcut acest clip, nu uitați să rupeți un buton de like, cel de subscribe și clopoțelul, că mă ajută foarte mult dacă vreți să deveniți și membri, cu atât mai bine și asta este de un imens ajutor și vă mulțumesc enorm. Iar dacă vreți să vedeți primul clip în care am vorbit despre Jack și vă spuneam despre teoria cu privire la el, o să apară undeva un card aici și da, sper să vă placă. Vă urez o zi bună, pa, pa!